Primarii au găsit bani în buget pentru majorarea salariilor propriilor angajați, dar nu și pentru decontarea navetei profesorilor. La doar câteva săptămâni de la începerea noului an școlar, numărul localităților în care profesorii fac naveta din banii personali s-a triplat, iar banii pe care îi scot lunar din buzunar ajung și la 25% din salariul primit. Odată cu începerea noului an școlar și cu intrarea în vigoare a legii 153, legea cadrul privind salarizarea personalului, plătit din fonduri publice, constatăm o înrăutățire a situației privind decontarea cheltuielor de navetă. Deci, în primele două luni ale anului școlar, numărul primărilor a crescut, așa cum am spus, de la 2-3 la 10. Reprezentanții dascălilor speră ca, din după rectificarea bugetară, primarii să ia în calcul și decontarea navetei. În sens contrar, își vor cere aceste drepturi în instanță. Pe lista neagră se află pe lângă Scornicești, Găneasa și Ipotești, primării unde de an bun naveta dascălilor nu este decontată și primăriile Colonești, Perieți, Osica de Jos, Movilen, Seaca, Mihăiești și bodu. Sindicaliștii din învățământul preuniversitar susțin că numărul proceselor intentate primărilor vor crește, dat fiind că sunt semnale că unii primari nici nu iau un calcul de contarea navetei. Deja, pe lângă cele trei procese mai vechi, va fi intentat un nou proces primăriei Groșdibodu. În momentul de față, cheltu cheltuielile acestea, sigur, ele depind și de uh, distanța pe care se realizează uh, naveta respectivă. Dar oricum ele nu sunt sub 200 și în unele cazuri uh, putem vorbi de uh, cheltuieli care depășesc 400 de lei. În momentul de față, în ol sunt peste 800 de profesori navetiști, iar în jur de 120 sunt încadrați la școlile din comunele unde nu se decontează naveta. Cei mai mulți dintre aceștia sunt debutanți sau suplinitori, al căror salariu este și așa destul de mic.